De câțiva ani n-am mai văzut animale cornute în hamate. Se pare că ultima dată era cu vreo 5 ani în urmă la Vâlcineț, Călăraș. Ia că vedem și la Pănășești. Că mai înjugă boi. E adevărat că un singur bou. La noi în sat de vreo 20-30 de ani nu mai vezi boi înjugați. Nici cai nu prea sunt. Este bou special de tracțiune, are buhai obișnuit. Este bou de tras la plug, la jug, ori buhai obișnuit. Nu, e bou. E bou, da? Și stă în hamat, așa, acceptă? Ori nu are unde să fugă, că stă cu jugul pe gât. Aha. Și mai sunt boi în sat sau nu mai este? Mai sunt încă una. Oho. N-am mai văzut de mult bou înjugat. Clar. Și castrat orice are. Da. A, de asta s-au făcut așa mare. Clar. Și unde duci gunoi? La râpă. Cu talaghirul la roată. Fel de frână antică. Am un pe loc drept scoatem talaghirul și înainte. Iha. Unul din doi boi de la Pănășești, Strășeni. E ca așa, mileniu 3, secolul 21, buricul Europei. Încă mai exploatăm animalele pentru tracțiune. Vehicul cu un bou putere.